găsit la știri Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în dosarul în care s-a acuzat de luare de mită, constituirea unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu. fostul primar al capitalei a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare. Poliția nu l-a găsit acasă pe Sorin Oprescu, iar potrivit unor surse, acesta ar fi plecat din țară. Gabriela Mihai, ne spune mai multe. Gabriela, ce date avem până acum? Am găsit, fostul edil al capitalei Sorin Oprescu ar fi plecat din țară în data de 25 aprilie prin Vama Giurgiu. Se fac însă în continuare verificări la toate domiciliile pe care acesta le are trecute în documente și totodată și la locuințele în care ar putea fi găsit, tocmai pentru a face toate verificările, iar în contextul în care polițiștii nu îl găsesc, să demareze procedura de dare în urmărire națională și ulterior și în urmărire internațională. Așadar, Sorin Oprescu a fost condamnat în dosarul în care este acuzat de mai multe fapte de corupție, printre care și grupă infracțională organizat la 10 ani și 8 luni de închisoare. Vorbim așadar despre o pedapsă dublă față de pedapsa pe care a primit-o fostul Edil al Capitalei în prima instanță, când ne reamintim că a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare. Mai mult decât atât, în cazul lui Sorin Oprescu, magistrații Curții de Apel București au decis și uh, confiscarea a două locuințe, una de aici din capitală și una din uh, Ciolpani, județul Ilfov, dar și a terenurilor uh, pe care uh, le regăse, se regăsesc acele terenuri care se regăsesc în uh, documente. De asemenea, uh, și confiscarea uh, sumelor de 102.000 și 9.400 de euro. În cazul lui Sorin Oprescu, magistrații au pus o confiscare extinsă, astfel încât dacă vorbim despre bunuri care nu se află pe numele său, atunci să poată intra totuși în posesia bunurilor. Pe de altă parte, în același dosar au mai fost și alți inculpați condamnați. Este vorba despre Corneliu Bogdan Popa, unul dintre complicii săi. Acesta a fost condamnat la 11 ani și 6 luni de închisoare. Mai mult decât atât, magistrații judecători din cadrul Curții de Apel. București au decis să, să pună și sechestru pe bunurile acestuia, un sechestru pentru a recupera 12,6 milioane de lei bani despre care magistrații susțin că au fost obținuți prin mită. Și uh, sunt așadar mai mulți condamnați. Spuneam și despre Cristian Stanca, cel care a fost șoferul lui Sorin Oprescu, șapte ani și două luni de închisoare. Un alt inculpat în dosar, Mircea Constantinescu, care era director al Direcției Economice la data respectivă în cadrul Primăriei generale a capitalei. Acesta a fost condamnat la 6 ani și 10 luni de închisoare. Vedem așadar că Sorin Oprescu a plecat din țară pe 25 aprilie, spun sursele noastre. Acest lucru înseamnă că a plecat din țară înainte de ultima amânare care s-a dat, mai exact cu patru zile înainte și se pare că fostul edil al capitalei Sorin Oprescu se aștepta la o condamnare venită din partea magistraților, așa cum spuneam, acum se fac toate procedurile pentru ca Sorin Oprescu să fie dat în urmărire națională, mai întâi și ulterior și în urmărire internațională. Sorin Oprescu, fostul primar al capitalei, a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare. Decizia aparține Curții de Apel București și vine după ce în primă instanță, fostul edil al Bucureștiului primise 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare. În plus, instanța a decis și confiscarea extinsă a sumelor de 102.000 de lei și 9.400 de euro, precum și a mai multor case și terenuri deținute de fostul primar general Sorin Oprescu în București și Ciolpani. Potrivit unor surse, Sorin Oprescu ar fi plecat din țară încă de acum două săptămâni. Acesta ar fi ieșit din România prin Vama Giurgiu cu destinația Grecia. În 20 noiembrie 2015, procurorii de neal au trimis în judecată pe Sorin Oprescu pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat. În aceeași cauză au fost judecați Bogdan Popa, fost șef al administrației cimitirelor, Cristian Stanca, fostul șofer al lui Oprescu, Mircea Octavian Constantinescu, fost șef al direcției economice din primăria capitalei, Ruxandra Mihaela Petroia Vasiloaie, fost director al Centrului Cultural al Palatelor Brâncovenești de la porțile Bucureștiului, Florin Șupeală, fost director adjunct al centrului, Claudiu Bengalici, administrator al unei societăți comerciale, Ioniță și Romeo Albu. DNA spune că de la finalul anului 2013, Sorin Oprescu a condus un grup infracțional organizat, constituit de directorul administrației cimitirelor și crematorilor umane Bogdan Cornel Popa, care avea ca scop săvârșirea de infracțiuni de corupție, mai precis, dare și luare de mită din sume provenite din bugetul municipalității. Pe 5 septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit la locuința sa din Ciolpani suma de 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, bani care ar fi provenit conform DNA din acte de corupție. Fostul director din primăria București a fost și el condamnat definitiv la 11 ani și 6 luni de închisoare. De asemenea, fostul șofer al lui Oprescu, Cristian Stanca, a fost condamnat la 7 ani și 2 luni de închisoare, iar Mircea Octavian Constantinescu, fost director al Direcției Economice din Primăria Generală, a fost Condamnat la șase ani și zece luni de închisoare. Colega noastră, Liliana Anastas, este în platou, comentăm pe această temă. Ieri ier ai vorbit, de exemplu, despre decizia din dosarul colectiv, un alt dosar extrem de mediatizat. Sunt două aspecte care ne atrag atenția, într-adevăr. Faptul că a fost dată o pedapsă dublă. Sunt foarte multe comentarii în spațiul public pe această temă, mulți care spun că e foarte mult, adică s-a dat aproape cât la cât cea mai mare pedepsă de la colectiv. Și uh, al doilea aspect, uh, care are într-adevăr și uh, o aur așa de spectaculos, uh, dispariția din țară. Faptul că ar fi plecat, spun unii, către Grecia. Ce înseamnă asta, să le luăm pe rând? Faptul Lucru că pe care, de plecat. altfel, l-a încercat și Cristian Popescu piedone, da. dar n-a reușit. Și cum pentru de? că a plecat cu avionul ah. și a fost văzut în avion. Deci, să înțelegem că dacă treci, pe la... treci cu mașina frontiera, e mai bine? Uh, dacă ești uh, în situația asta ca o glumă, bineînțeles. Uh, nu, nu e mai bine, dar haideți să fim serios. Uh, orice, nu că vorbim de Sorin Oprescu sau de Cristian Popescu piedone, orice persoană condamnată în primă instanță. La an grei de închisoare, că Piedone avea 8 ani și 6 luni, eu opresc cu 5 ani și 4 luni, deloc de neglijat da, niciuna dintre pedepse, nu au niciun fel de interdicție de a părăsi localitatea sau țara. Este până la urmă dreptul lor să plece din țară, da? Sunt practic lăsați să plece din țară prin neluarea unor măsuri preventive. A că ai avea informații sau că ai putea să aduni informații și uh, în lipsa unui alt dosar penal, pentru că uh, tehnica asta, deschidere unui alt dosar penal, numai la mișto, așa, ca să poți să dai o măsură preventivă, nu prea mai ține în România și pare și un uh, abuz, ca să nu spun că pare o prostie. Însă ai, uh, ai uh, dreptul legal, ca uh, anchetator, să îl dai în consem la frontieră, în condițiile în care prin uh, instituțiile abilitate, ai informații că vrea să părăsească țara. Adică, sigur, ai dreptul la liberă uh, circulație, dar uh, era, dacă vreți, uh, într-un fel normal să plece din, uh, din țară. Unul, pentru că s-au creat, creat precedente nenumărate în România, când, uh, cel puțin în ultimii ani, uh, Puțini au mai, au mai rămas aici înainte de condamnare. I-au prins poate din întâmplare, cum a fost cazul lui Cristian Popescu Piedone. Și al lui Iordache. Și de-aia era Iordachie. atât de și, și Nelu ne, ne Iordachie Nelu Iordachie Iordachie la fel. Da. Și Nelu Iordache la fel, tot în avion. Se pare că, aviz amatorilor, ieșirea prin, cu mașina este mult mai sigură. Asta, ca, ca, asta ca, ca o glum, luată ca o glumă, o glumă o glum, amară acum, pentru acum, că... Să ne înțelegem, noi la revistară. ora asta nu știm dacă Sorin Oprescu a fugit din țară Poate Sorin Oprescu a plecat cu gândul să uh, se întoarcă dacă în eventualitatea unei uh, condamnări uh, Plecând totuși cu patru zile înainte de uh, o condamnare definitivă ca, uh, Condamnare care ar fi trebuit să se dea după multe amânări, pe data de 29 aprilie, cel mai probabil s-a aflat acest lucru, pentru că nu cred că în, totuși, noi nu vorbim despre. vorbim despre niște informații care ar fi trebuit să ajungă la urechile anchetatorilor, dar s-ar fi aflat și probabil au amânat special această decizie pe data de 29 aprilie, când era ca și certă data. Tocmai în speranța că este posibil ca el să fie într-o mică excursie, se și suprapunea oarecum cu acea perioadă de Paști. Nu cred că, nu, adică nu, nu vorbim de romini în vacanță, pentru că începând din luna noiembrie anul trecut, Sorin Oprescu s-a pensionat, având vârsta de 70 de ani în noiembrie și nemai având practic dreptul cel puțin la stat să profeseze, probabil s-au gândit că au plecat într-o mică vacanță și să nu ia lucrurile o turnură. Ei se pare că nu a plecat chiar într-o mică vacanță, că de pe 25 aprilie până în prezent, sau ar fi putut în cele câteva ore care s-au scurs de la această condamnare să dau un telefon să spună oameni buni, eu sunt, nu știu, în Austria, sunt în Grecia, sunt în America, în Australia, pentru că este dreptul meu să fac acest lucru, mă voi preda de îndată ce voi găsi bilet de avion. Cum s-a întâmplat în cazul lui Ioan Nicolae, spre exemplu, care a plecat în Italia, probabil cu gândul să ne rămână, însă având o pedapsă foarte mică, a zis, domne, mă duc acolo, și stau și o două luni, mai stătuse și înainte, și scape. Ei, uite că nu a scăpat, pentru că acea plecare l-a costat foarte mult, și eliberarea condiționată nu este o obligație a instanței și niciun drept a inculpatului, este o posibilitate. Poate fi eliberat. Fapt mm -hmm. pentru care el nu a mai fost eliberat și va executa cei doi sau trei ani, cel puțin de vreun an tot. este. Bun, și dacă e să vorbim despre celălalt aspect, de asemenea foarte comentat, pedapsa de 10 ani și 8 luni de închisoare. Inițial, la fond, a avut 5 ani și 4, 4 luni. Ei, cum s-ar explica, totuși, această dublare a pedepsei? Reacțiile le înțeleg, pentru că Sorin Oprescu, dincolo de faptul că a fost primar al capitalei, era un personaj destul de cunoscut la nivel public și un personaj destul de amabil, să spunem așa, cu simțul umorului, și atunci reacțiile, normal, că sunt destul de și. Reacțiile sunt și justificate într-o țară în care justiția nu mai există. În care uh, toți uh, care sunt condamnați pleacă și se râd de pe iahturi de nu știu unde, care văd că în alte țări merge și acum să ne ierte Dumnezeu, dar ok, o fi o rețea, o fi, nu știu, habar n-am, n-am auzit, anume în Italia, dar și, uh, dar și uh, Grecia, și Republica Moldova, că l-avem pe infractorul condamnat la patru ani de închisoare, da? rizia care stă și se face vedetă TV. El stă bine mersi în Republica Moldova. Bun, acum depinde că oamenii ăștia totuși sunt uh, și ei uh, judecați acolo, vom vedea nu, de -o are o decizie definitivă în România de patru ani de închisoare pentru fapte de corupție, da? Și mai, nu că nu a fost localizat, este vedetă TV, apare da. la așa. E un caz special. Și Republica Moldova oricum în Republica Moldova, în afară de Rizea, nu știu să fi plecat cineva? În Republica Moldova a fost localizată și astăzi angajata ISU, care a dispărut de la în dosarul colectiv, da, colectiv da. de ieri. Însă nu știu care este statutul ei în Republica Moldova, că Riza având, având totuși o, o substanță infracțională, și-a pregătit oareși cum un condamnare, că știa că nu va scăpa, a luat cetățenie, mă rog, nu știu care este statutul lui exact acolo. Cert e că în România este urmărit internațional. Da. El este urmărit internațional să execute pedapsa, dar stă la televiziuni. În fine, în cazul lui păi Sorin... Presc... Dar dacă ești urmărit internațional și lumea te vede și știe unde ești, nu, nu poate să ce facă ceva? Tare, nu știu ce acte a făcut, să nu uităm regimul din, care exista în momentul în care a plecat... Cristian Rizea din țară, nu, nu, știu care este situația lui acolo. Cert este că el este urmărit internațional și că trebuie să execute patru ani de închisoare. În cazul lui Sorin Oprescu, sigur, poate șocul e mare, pentru că auzi de la 5 ani și 4 luni la 10 ani și 4 luni. Dar infracțiunile sunt la fel de mari. Spălare de bani, luare de mită și constituirea unui grup infracțional Plus partea agravantă care a fost introdusă pe parcursul judecății mai exact în, în apel așa se, explică, așa se explică, trebuie să se spunem se asta se că s-a schimbat dar, încadrarea Să nu uităm, pentru spălare de bani, Marian Iancu da? de la Timișoara, Ovidiu Tender Care erau niște grei ai societății românești la vremea respectivă, între timp lucrurile s-au schimbat au luat aproape 12 ani de închisoare pentru infracțiuni economice. Spălarea de bani este o infracțiune care dacă vreți așa, în cealaltă parte a codului penal cu infracțiuni cu violență, echivalează oareșcum cu omorul uh, uh, de a da? da? Dar e normal să fie așa, adică ok, dă-le 10, dă-le câți ani trebuie. Dacă spune legea pentru uh, faptele lor. Dar uh, pentru viol se dă mai puțin? Uh, e în regulă? Uh, infracțiunile sunt... Uh, deci, în primul rând, răspunderea penală este individuală pentru fiecare infracțiune. Infracțiunile sunt uh, prevăzute în codul penal da cu un quantum de pedeapsă. Între și între. Uh, violul are și el un quantum de pedeapsă mărit de câțiva ani, că înainte era o bagatelă, se dădeau mai mult cu suspendare. Uh, sau pedofilia sau infracțiunile care, a căror al malpedepse a fost mărit în ultimii ani, spălarea de bani, luarea de mită, organizarea unui grup infracțional și toate la un loc duc la pedepse foarte mari. Adică gândiți-vă că sunt trei infracțiuni cu partea agravantă în care Sorin Oprescu, cea mai mare pedeapsă a luat-o de șase ani și șase luni. Nu a luat 10 ani și nu știu cât, dar fiind vorba despre supliment de pedeapsă, Uh, el a ajuns la această, la această cifră care pare, pare, halucinantă, dar nu pe, pentru noi, pentru români, pentru că noi suntem obișnuiți cu furatul și luat 2 ani, stat un an. Sorină Oprescu are peste 70 de ani, nu execută decât jumătate din pedeapsă. Asta deja 4 luni la închisoare, deci ar mai avea maximum 5 da, ani. Asta în cazul în care se va putea pune în aplicare această condamnare. Mulțumesc foarte mult, Liliana. Urmărim acest caz. Nu se știe deocamdată unde este Sorin Oprescu. Se presupune că ar fi în Grecia, oricum a plecat deja din țară de ceva vreme. Vom urmări subiectul. Între timp suntem atenție și la ce se întâmplă în alte domenii. Ministrul proiectelor europene a fost, de exemplu, la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii europeni despre celebrul PNRR. Și despre acest lucru vom discuta de asemenea după publicitate. Rămâneți cu noi! Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș, a mers la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii europeni pe tema PNRR. Oficialul a vorbit cu reprezentanții comisiei despre prima cerere de plată din PNRR, în valoare de 2,944 de miliarde de euro, bani despre care gurile RR spun că ar putea să întârzie. Mai multe despre această vizită ne spune chiar ministrul Marcel Boloș și este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Cu ce vești veniți? Uh, întâi de toate am avut uh, o întâlnire foarte bună la nivelul uh, Directoratului General pentru Redresare și Reziliență, Digiri Cover, cum îi spunem noi, uh, în care am discutat toate aceste probleme pe care le-ați menționat în legătură cu cererea de plată numărul 1 pe care România trebuie să o depună la început de luna iunie și pentru care sunt de îndeplinit o serie de formalități, atât din punct de vedere al așa ziselor milestone-uri pe care le avem în relația cu comisia, dar și mecanismele care țin de operaționalizarea PNRR-ului. Discuția a fost una, cum am spus, aplicată în care anumite milestone-uri pe care încă le mai avem în discuție din punct de vedere al validării cu Comisia Europeană a trebuit să le limpezim, astfel încât ministerele de linie să poată să fie în măsură ca să ducă la bun sfârșit procesul de validare și Comisia să ne poată vira apoi suma de bani pe care o avem de încasat. Se pune problema renegocierii PNRR? În această perioadă sunt o serie de lucruri care se întâmplă la nivel european. Pe de o parte, asistăm la o creștere a prețului la materiale de construcții, la rat a inflației care creează probleme pentru toatele, toate statele membre ale Uniunii Europene, deci e limpede Că din acest punct de vedere Comisia se pregătește pentru procesul de reajustare a milestone-urilor pe care le avem în Planul Național de Redresare și Reziliență. Apoi, de asemenea, se discută intens de independența energetică a Uniunii Europene, noul program Repower EU, care va crea posibilitatea de a se redeschide Planul Național de Redresare și Reziliență pentru introducerea acestui capitol nou de energie în aceste planuri naționale și deci există această perspectivă atât pentru reajustarea milestone-urilor cât și pentru introducerea acel puțin unui capitol nou de energie dar aceste lucruri probabil le vom vedea în perioada următoare, fiindcă încă sunt în discuții toate aceste metodologii și toate aceste proceduri pe care Comisia cu statele membre urmează să le deruleze. Mulțumesc pentru intervenție. A fost în legătură telefonică directă cu noi domnul ministru Marcel Boloș. Mergem mai departe, 10 angajații ambasadei României la Moscova au fost declarați persoana non grata de Rusia. Expulzările dictate de Kremlin vin ca reacție la o măsură similară luată de București. Detalii după publicitate. 10 angajați ambasadei României la Moscova au fost declarați persoana în grata de Rusia. Expulzările dictate de Kremlin vin ca reacție la o măsură similară luată de București, care a expulzat 10 angajați ambasadei Federației Ruse. Iar ambasadorul Rusiei în România, Valerii Cuzmin, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru afirmații ofensatoare și provocatoare la adresa României. Asta în contextul în care ambasada a publicat, printre altele, un articol intitulat Citez despre lătratul NATO la frontierele Rusiei și sursa principală de dezinformare a lumii. Și discutăm uh, pe această temă cu domnul Eugen că este în legătură directă cu noi prin Skype. Bună ziua! Bună ziua! Cum ar trebui să fie uh, privit acest șir de evenimente? E un uh răspuns. E o chestiune de reciprocitate, având în vedere că noi am expuzat împreună cu celelalte state membre ale Uniunii Europene un număr de diplomați ai Federației Ruse în contextul acestui război. Faptul că el vine acest răspuns acum arată cât se poate de limpede că la ora actuală la Kremlin bântuie depresia, pentru că sentimentul meu este că Putin este din ce în ce mai dezorientat, faptul că Încearcă în fiecare zi să-și adapteze strategia de comunicare, anunțând uh, noi decizii care până la urmă uh, se dovedesc a fi ineficiente în campania declanșată în Ucraina. Iar uh, glumele de prost gust ale uh, ambasadorului uh, Federației Ruse la București nu trebuie să ne surprindă. El uh, este un. Uh, cunoscut uh, provocator încă din vremea când era ambasador al Rusiei la Chișinău. Întotdeauna a încercat să imprime o linie stalinistă pe care a moștenit-o din școala diplomatică sovietică și uh, prin aceste încercări pe care le face astăzi arată cât de mare este de fapt disperarea Rusiei și din acest punct de vedere nu trebuie să ne mire pentru că Rusia a reușit prin această agresiune împotriva unui stat care nu a amenințat-o cu nimic cum este Ucraina, să consolideze NATO, să determine alte state din Uniunea Europeană să ia decizii istorice cum este Finlanda și Suedia care au decis să adere la Alianța Nord-Atlantică și evident statele aliate să consolideze flancul estic pentru că Rusia, sub nicio formă, nu mai poate fi privită ca un partener cu care se poate discuta în termeni credibili. Mulțumim pentru această intervenție. Eugen a fost în legătură directă cu noi prin Skype și mergem mai departe. Rusia și-a transferat o bună parte a trupelor din regiunea Harkov în Luhansk, acolo unde a reușit să ocupe alte două localități. În retragere, forțele ucrainene au distrus un pod, astfel încât să încetinească înaintarea rusă din Luhansk. În paralel, forțele ucrainene au reușit să respingă mai mult atacul rusești din Donetsk iar în Mariupol l au lansat un contraatac cu succes pentru a recuceri câteva zone pierdute în interiorul combinatului Azovstal. După contraofensiva purtată cu succes în regiunea Harkov pe parcursul săptămânilor trecute, armata ucrainană și-a asistat operațiunile majore și nu a mai înaintat. Însă nici armata rusă nu pare interesată să mai înainteze către oraș și, în schimb, a preferat să bombardeze două localități. Potrivit Marii Britanii, unul dintre motivele pentru care Rusia ar fi slabă în zona Harkovului ar fi faptul că o bună parte a forțelor din acea zonă au fost mutate în Luhansk. De altfel, armata ucrainană a pierdut teren în această regiune. Două localități de la periferia orașului Sieverodonețk au fost abandonate din cauza numărului prea mare de forțe rusești din zonă. Pentru a le îngreuna înaintarea, armata ucrainană a aruncat un pod în aer. Armata rusă a bombardat și alte patru localități din regiune, iar pe două dintre ele le-a și atacat. Unul dintre atacuri a fost respins de armata ucrainană, în timp ce al doilea încă este în desfășurare. În Donetsk, armata rusă a bombardat două localități și a atacat alte patru. Operațiunile nu au fost coordonate astfel că apărătorii ucraineni au reușit să respingă toate cele patru atacuri. În Mariupol, forțele ruse reușiseră să captureze câteva clădiri din combinatul Azovstal. Forțele ucrainene rămase au inițiat însă un contraatac rapid și au reușit să recucerească terenul pierdut. Ucraina susține că Rusia ar pregăti un așa zis referendum pentru a oferi o aparentă legalitate a încorporării Mariupolului în teritoriul Rusiei. De o lună de zile, pompierii americani se luptă cu un incendiu uriaș. Focul a distrus deja o suprafață mai mare decât cea a orașului New York, iar flăcările par de neoprit. Ele se îndreaptă acum către mai multe localități montane, astfel că autoritățile au emis în noi ordine de evacuare. Între timp a ieșit la iveală și faptul că principala cauza izbucnirii incendiului sunt chiar autoritățile. Incendiul Hertmitz Peak arde neîncetat de mai bine de o lună. În acest timp, flăcările au pârjolit o suprafață de peste 785 de kilometri pătrați, adică mai mare decât cea a orașului New York. Flăcările se îndreaptă acum către mai multe localități și stațiuni situate în zonele montane, astfel că autoritățile au emis noi ordine de evacuare. Unii oameni vor trebui să plece în alte zone după ce săptămânile trecute mai fuseseră evacuați odată. We don't know what to do. They're evacuating us from here. And we don't know if we're going to go to Albuquerque, Colorado or the hell we're going. Peste 1800 de pompieri au fost desfășurați în zonele afectate, însă flăcările sunt ținute sub control în proporție de mai puțin de 30%. Extinderea incendiului este favorizată de gradul mare de uscăciune, de nivelul redus de umiditate, de temperaturile ridicate și de rafalele de vânt puternice care bat cu peste 110 km/h. In my 25 years of experience, um, I've never seen a fire grow Like this in, uh, early May, late April, especially in uh, New Mexico. Potrivit unei anchete a autorităților americane, la originea focului ar fi stat un incendiu inițiat chiar de către pompieri. Aceștia ar fi vrut să prevină apariția de incendii, însă accidental ar fi inițiat unul. Autoritățile și au apărat însă decizia. O schimbare neprevăzută a vântului a dus la apariția mai multor incendii localizate care s-au extins în afara zonelor estimate. Around here everybody knows that you don't light in April. Statul New Mexico nu este singurul afectat de incendii de vegetație. Întregul vest al Statelor Unite se confruntă cu scăciune acumulată pe parcursul anilor trecuți, care a dus la izbucnirea de incendii și în Arizona, Colorado sau California. În acesta din urmă, mai multe vile de lux au fost deja mistuite de flăcări. Punem punct aici jurnalul, în câteva momente rubrica Meteo cu Georgiana Grădinaru, iar de la Fix în News Pass sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!